73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul lor este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: Ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar. Mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în Sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd, hmm, cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le Schipul Doamne, la deșteptarea Ta când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mână dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce-ți sunt necredincioși. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Marea valoare a psalmilor constă în faptul că mari oameni al lui Dumnezeu ne relatează, ne împărtășesc din experiența personală cu o remarcabilă onestitate, momente din luptele lor spirituale. Când suntem aruncați în cors de viață de către realitățile vieții, când sufletul ne este dezolat și nu suntem în stare să primim o instrucție directă, când inimile ne sunt julite și nu avem răbdarea autoexaminării, când mințele ne sunt obosite și pur și simplu nu suntem în stare să asimilăm argumente raționale, psalmii ne aduc acel amestec de mângâiere și învățătură de care avem fiecare nevoie și nicăieri altundeva nu putem găsi. Când vezi că oamenii lui Dumnezeu trec prin situații și eșecuri asemănătoare cu ale tale, te poți identifica cu ei și culmea, te simți întărit. Motivul pentru care psalmiștii își dezvăluie eșecurile și căderile nu este un soi de exhibiționism spiritual. E adevărat, mărturisirea păcatelor poate lua o formă de exhibiționism. Sunt oameni care vorbesc cu ușurătate, detaliat și unii chiar cu pasiune despre păcatele lor, ca să se evidențieze. Psalmiștii însă relatează atât frământarea prin care au trecut, cât și modul în care au rezolvat-o. Întotdeauna într-un psalm vei găsi problema și soluția împreună. O astfel de abordare ajută audiența, nu o dărâmă. Astfel și psalmul 73 urmează același tipar. Asaf își începe cântarea cu o concluzie. Pe o notă triumfătoare. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Pentru ca mai apoi să detalieze cum a ajuns la o astfel de concluzie. Totul a pornit de la o frământare chinuitoare. Ascultați-l pe Asaf. Cât despre mine. Erau să mi se îndoaie picioarele, era cât pe ce să-mi alunece pașii, căci îi invidiam pe cei laudăroși când vedeam bunăstarea celor răi. Vedem un Asaf a cărui credință este agresată. De ce era agresată? De către ce era agresată? Credința lui Asaf era agresată pentru că nu a înțeles modul lui Dumnezeu de a se raporta la El. Adică, deși Asaf își dădea toate silințele să ducă o viață plăcută lui Dumnezeu, aliniată normelor lui, rezultatul era lovirea, pedepsirea în fiecare dimineață. Și l auzim pe Asaf lansând această întrebare tulburătoare. Degeaba mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. De ce era agresată credința lui Asaf? Nu doar pentru că nu a înțeles modul lui Dumnezeu de a se raporta la el, ci și pentru că nu a înțeles modul lui Dumnezeu de a se raporta la cei răi. Adică oamenii răi au parte de pace, au parte de prosperitate și au parte chiar de succes, de popularitate. Ce subiect actual prezintă Psalmul 73? Un subiect actual pentru zilele noastre, unde vedem că cei răi o duc bine, în ciuda aroganței și a păcatelor pe care le săvârșesc, în ciuda vieții dezordonate și imorale pe care o duc, nimic nu-i tulbură, aparent cel puțin. E bine, frământarea aceasta, nedumerirea aceasta, perplexitatea lui Asaf, l-a condus să scrie psalmul 73. Acesta dacă îl citim cu foarte mare atenție, vom vedea că se împarte în două secțiuni majore. Până la urmă, problema și soluția. Sau, altfel spus, testarea credinței și triumful credinței. Haideți să trecem prin salm și să vedem ce învățături putem lua pentru noi astăzi, aici și acum. Experiența lui Asaf de atunci și acolo este valabilă și pentru noi, cei de aici și acum. Prima secțiune, testarea credinței. Primele 15 versete au de-a face cu prezentarea problemei, a frământării, a perplexității lui Asaf. Agonia psalmistului era conturată și colorată de invidia insidioasă care i s-a strecurat în suflet. La o primă vedere, păcatul pare să fie acceptat de Dumnezeu și chiar răsplătit, iar curăția lui morală pare să nu aibă beneficii. O astfel de observație îl dă pe Asaf peste cap. Îl împinge aproape spre cădere. Dacă citim cu atenție aceste prime 15 versete, vom observa un lucru foarte important. Asaf recunoaște în poezia lui Asaf recunoaște că era supărat pe succesul celor răi, nu pe păcatele săvârșite de aceștia. Și asta poate aduce o mare, poate crea o mare problemă în umblarea noastră, în umblarea credinței. Cel drept, copilul lui Dumnezeu, ar trebui să fie întristat de păcatul pe care îl vede săvârșit și nu consumat de invidia după binele de care are parte cel ce săvârșește păcatul. O problemă de focalizare până la urmă. Când te focalizezi pe rezultate, pe binele aparent de care au parte toți aceștia, poți să cazi în cursă. Invidia îți poate înfășca inima. Când în loc să te focalizezi pe păcatul pe care îl săvârșesc, să te uiți să spui, wow, acest păcat, aceste păcate îi vor conduce la moarte. Focalizarea ta de cele mai multe ori determină realitatea pe care o trăiești, pe care o resimți. Și aceste prime 15 versete continuă să aibă multă altă învățătură pentru noi. Și anume, chiar dacă cei răi par să prospere, afirmațiile lui Asaf din versetele 4 la 12 sunt distorsionate. Nici nu-i de mirare. De ce? Pentru că este dificil să vezi limpede când te uiți prin lacrimile autocompătimirii. Ascultați-l pe Asaf, versetele 4 și 5. Căci ei n-au parte de remușcări până la moarte, iar trupul este plin de grăsime. N-au parte de necazul muritorului de rând și nu sunt loviți ca alți oameni. Fals! Nu e așa! Nu asta este realitatea! Nu toți cei răi au parte de prosperitate și nici toți cei care prosperă nu sunt răi. În schimb, pentru Asaf, lucrurile par așa, pentru că este dificil să vezi limpede când privești la experiența vieții tale prin lacrimile autocompătimirii. Apoi ascultați-l pe Asaf mai departe, versetele 10 și 11. De aceea poporul lui se întoarce la ei, la cei răi, și soarbe ape din plin de la ei. Adică primesc învățătura de la ei, sunt bine văzuți. Ei zic, cum să știe Dumnezeu și cum ar putea afla cel prea înalt? E bine, nu este adevărat. Nu toți cei răi au parte de succes, de popularitate și nu toți cei ce au parte de succes sunt răi. Numai că este dificil să vezi limpede realitatea când o privești prin lacrimile autocompătimirii. Astfel ca Saff merge mai departe și mai face o afirmație care este distorsionată. Și anume, iată, așa sunt cei răi, liniștiți pe vecie și crescând în bogăție. Fals. Nici măcar această afirmație nu este, com este complet adevărată, este dificil să vezi limpede realitatea din jurul tău dacă o privești prin lacrimile autocompătimirii. Lecția de viață pentru noi este următoarea. Asaf încearcă să ne învețe următorul lucru din experiența lui personală, și anume, când cazi în cursa autovictimizării, este imposibil să gândești corect. Tin să exagerezi, să vezi totul într-o manieră foarte negativă. Privind la succesele lor, Asaf își recunoaște că îi privea cu jind, cu invidie. Iată o altă atenționare pentru noi legată de acest subiect al invidiei, de această experiență umană, naturală până la urmă. Dar suntem avertizați cu privire la ea. Invidia este atitudinea egoistă, de ciudă, provocată de succesele, calitățile sau bunăstarea altuia. Invidia te jefuiește de pacea lăuntrică. Este putrezirea oaselor, cum spune Proverbe 14 cu 30. De fapt, când permiți invidiei să se insinueze în tine, când invidiezi, îți desvălui de fapt propria inferioritate. Și gândindu-mă la acest lucru, stau și mă întreb, oare negativismul, Criticismul, cinismul care te-ar putea caracteriza să fie un rezultat al unei atitudini invidioase pe care o hrănești în tine? Ce e de făcut? Într-o astfel de situație, când realitatea ta este determinată de lacrimile autocompătimirii, trebuie să-ți le ștergi. Și să începi să gândești. Atunci când este greu să distingi iubirea lui Dumnezeu, încredete în cel iubitor prin definiție. Dumnezeu, adu-ți aminte, conștientizează-ți. Dumnezeu, ființa imuabilă, a tot prezentă, a tot cunoscătoare, a tot puternică, sfântă și dreaptă, este și iubitoare. Dumnezeu, persoana care poate impune și dispune de tot și de toate, alege să iubească. El este puterea absolută alimentată de o iubire de neoprit. Învață acest lucru. Nu-ți permite să gândești altfel. Pentru că uitându-te la succesele celor răi, focalizându-te pe rezultatele benefice, pe prosperitatea de care au parte, S-ar putea să-ți alunece piciorul. S-ar putea ca invidia să-ți ce inima. Cu consecințele de rigoare. Proverbe 23, versetele 17 și 18 sunt atât de clare. Este un avertizment atât de clar pentru noi. Și Asaf ne lasă această învățătură. În cuvintele proverbelor. Să nu-i invidieze inima ta pe cei păcătoși, ci să umble în frică de Domnul toată ziua. Cu siguranță există o răsplată viitoare și speranța ta nu va fi tăiată. Dacă călătorim mai departe prin poezia lui Asaf, lecțiile continuă să curgă pentru noi. Și fie ca Dumnezeu să ne vorbească după nevoia noastră a fiecăruia. Versetele 13 și 14. Ascultați-l pe Asaf, plângându-se. Într-adevăr, degeaba mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, cât sunt lovit toată ziua și -o am parte de pedeapsă în fiecare dimineață. Adversitățile sunt o realitate din viața oricărui om. Nici unul dintre noi nu scăpăm de acest gen de greutăți, de necazuri. De adversități, de lucruri care merg împotriva noastră. Ele vin peste noi. Cel mai important lucru este cum le traversăm. Și este foarte important să ne aducem aminte acest lucru. Dumnezeu stabilește vremurile, dar omul are posibilitatea și potențialul de a le răscumpăra, de a scoate ceva bun din el. Adversitățile vin peste noi, ce facem noi cu ele, este întrebarea. Adversitățile au venit peste Asaf. Cum și-a rezolvat el problema? O să vedem imediat. Până atunci, adversitățile, trebuie să înțelegem, nu apar accidental, ci sunt îngăduite și unele chiar stabilite de Dumnezeu cu un scop precis. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, dacă Dumnezeu le îngăduie și chiar le stabilește pentru noi sau peste noi, la ce bun toate eforturile mele de a face bine? Nu cumva este această predestinare în care alegerile mele nu mai au nici o valoare? Răspunsul este nu. Și să vă dau un exemplu. Vine iarna. Este stabilit. Nu o poți opri. Experiența noastră de viață și știința ne spune vine iarna. În această situație, acest orar este prestabilit pentru noi. Ei bine, în această situație sunt liber să sfidez anotimpul. Să port toată iarna pantalon scurt și tricou. Sunt liber să fac asta, dar aș fi și un prost să fac asta. Pot alege să cooperez cu acest fapt prestabilit, vine iarna, sau să mă revolt împotriva lui. Libertatea umană nu este îngrădită din pricina anotimpului predestinat peste tine. Indiferent ce fel de anotimp ar fi acesta. Venirea irevocabilă a iernii nu înseamnă că sunt condamnat să mor de frig sau de foame pentru că nu pot cultiva nimic în grădină, ci venirea irevocabilă a iernii mă poate determina să mă pregătesc pentru ea. Pot alege să mă pregătesc. Să-mi pregătesc căldură în casă, provizii de hrană, haine potrivite în dulap și așa mai departe. La fel stă lucrurile cu în cele spirituale, cu viața noastră spirituală. Dumnezeu îngăduie sau trimite peste om adversități. El, omul, poate să le sfideze sau poate să le răscumpere. Aceasta este povestea psalmului lui Asaf. Adversitățile veneau peste el în timp ce cei răi păreau să prospere din toate punctele de vedere. Asaf învață cum să treacă prin acest anotimp. Dar înainte de a vedea cum, mai avem un singur lucru, o singură lecție de învățat. Versetul 15. Dacă aș zice, vreau să pot vorbi și eu așa, așa cum? Așa cum vedem în versetul de dinainte. Degeaba mi-am curățit inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Asta spune, dacă aș zice și eu așa, că este degeaba îți curăți inima și degeaba îți speli mâinile în nevinovăție, dacă aș zice așa ceva public, iată că aș străda generația fiilor tăi, spune el. Și în versetul următor, prima parte, spune: Când m-am gândit la aceste lucruri ca să le înțeleg. Ceea ce îmi sugerează Asaf aici este un lucru foarte subtil. El ne vorbește ceva despre ideea de transparență. Asaf a ținut pentru el perplexitatea teologică cu care se confrunta. Nu și-a pus o încântare înainte de a avea și soluția la ea. Asaf s-a frământat cu aceste lucruri, le untric. El spune, dacă aș zice, nu a zis, când m-am gândit la aceste lucruri, nu le-a exprimat până când nu a avut și soluția, nu le-a pus în cântare până când nu a avut și soluția la perplexitatea lui. Ce învățăm de aici? Poate reușim să învățăm ceva. Și anume, onestitatea și înțelepciunea merg mână în mână la Asaf impactul exhibiționismului spiritual ar fi fost devastator pentru poporul lui Dumnezeu. Ar fi păcătuit nu numai Asaf, ci ar fi atras un păcat o pleiadă de frații săi, generația fiilor lui Dumnezeu. Pentru că acțiunile noastre au impact și dincolo de noi. Asaf știe că nu trebuie să spui tot ce gândești. Iată un adevăr care merită aprofundat. Pentru noi astăzi, și anume, perplexitatea sau perplexitățile, nedumeririle teologice cu care ne confruntăm, nu trebuie etalate ostentativ în public, nici cu nonșalanță și nici cu obrăznicie. Pentru că ele pot deveni o piatră de potignire pentru alții. Dacă Asaf și-ar fi permis doar să își expună perplexitatea lui, să-și expună supărarea lui fără să vină și cu o soluție, i-ar fi putut dezorienta pe mulți. Dar chiar Dumnezeu nu este bun. Asaf nu face asta. El este atent, își rezolvă întâi problema și doar când are soluția, o pune în cântare. Exhibiționismul de orice fel ar fi el, este nepotrivit cu atât mai mult cel spiritual. O doză de discreție este înțelepciune. Sinceritatea cu orice preț nu este o valoare. Nu tot ce străce prin cap este folositor și ziditor. Știm foarte bine lucrul acesta. Cel mai adesea trebuie să ai înțelepciunea și să-ți iei timpul de a traversa perplexitatea, nedumerirea ta, doar tu cu Dumnezeu. Să fim foarte atenți. Sinceritatea și înțelepciunea. Nu sunt prieteni la cataramă. Uneori sunt dușmani. Mintea noastră pervertită poate să macine multe lucruri nepotrivite și urâte. Omul sincer, fără limite, le poate expune și poate afecta pe alții în credința lor. Când mărturisirea păcatelor sau a dilemelor care îți agresează sufletul, îl pot ajuta pe aproapele tău, merită făcută. Dar când aceasta poate constitui o ispită pentru alții, atunci mai bine agonizează singur sau cu cineva de încredere până când găsesc răspunsul, soluția. Nu le arunca în public, nu știu cine le aude și poate fi dărâmat. Pe rețelele de socializare ne etalăm nedumirările credinței deseori ostentativ și putem destabiliza pe cei ce ne urmăresc. Unii găsesc aroganța de a se lua de guler cu Dumnezeu în nedumeririle minților și aruncă întrebări de toate felurile și vorbesc un soi de obrăznicie la adresa lui Dumnezeu. Își expun toate gândurile fără nicio restricție îi putem destabiliza pe alții, strâni la ceartă pe alții, mai ales dacă ești un fel de influencer. Și până la urmă, fiecare dintre noi suntem niște influenceri în cercul nostru de influență. Părinți, pastori, profesori, gânditori, fiecare avem un cer de influență. Nu este înțelept și sănătos să-ți expui ostentativ toate frământările tale. Poate că tu vei ajunge la un răspuns, dar poate că îi prins pe alții într-un proces și într-un punct sensibil și vor experimenta căderea. Alteori, în numele sincerității sau mai pios, în numele motivelor de rugăciune, împărtășim public frământări neliniștitoare și creăm dificultăți pentru alții. Asaf nu face asta. Asaf are o problemă, are o nedumerire majoră, ceva îi agresează credința, îl destabilizează oarecum, dar își duce to toată această frământare între el și Dumnezeu. Și abia când are un răspuns, își prezintă frământarea, căderea și vine și cu soluția. Și astfel intrăm în partea a doua a Psalmului, triumful Credinței sau soluția la problema lui. Până la urmă, dezbaterea lăuntrică pur experiențială l-a condus pe Asaf la o singură concluzie. Plânsul de milă este sterp, nu dă rezultate. Versul 16. Când m-am gândit la aceste lucruri ca să le înțeleg, a fost o îndelenicire obositoare pentru mine. Din fericire, protestul său privat s-a transformat în penitență. Când, a venit la sfântul lăcaș al lui Dumnezeu și a luat aminte la sfârșitul lor al celor răi. Gândiți-vă, Asaf nu a avut parte de o schimbare a circumstanțelor, cei răi tot bine o duceau, ci el a avut parte de o schimbare a perspectivei asupra vieții. Prima lui perspectivă, cum că cei răi sunt binecuvântați și cei buni blestemați, era bazată pe observații superficiale și temporale. Din perspectiva eternității, însă, lucrurile stau altfel. Când își mută perspectiva, intrând în casa lui Dumnezeu, uitându-se către Dumnezeu, începe să vadă lucrurile, să se le înțeleagă altfel, începe să-și găsească echilibrul. Iată o prima învățătură din chinul perplexității sale. unghiul din care privești determină ceea ce vezi. Sau, ca și o aplicație practică. Ferește-te de a judeca pripit după aparențe sau date insuficiente sau imperfecte. Nu te încrede prea mult în tine, în gândirea ta, în observațiile tale, acceptă că ai limite. Cel ce crede că stă în picioare, să aibă grijă să nu cadă. Apoi, o a doua învățătură a lui Asaf are de-a face cu răsplata celor răi. Într-adevăr, versetele 18 la 20, tu îi așezi în locurile unecoase, îi arunci în dezastru, cum sunt pustiți într-o clipă, sunt mimiciți, sfârșiți prin lovituri praznice, ei sunt ca un vis la deșteptare, stăpâne, când te trezești, le vei disprețui chipul. Adică, din perspectiva eternității, cei răi o pot duce bine maxim până în pragul morții. Sau? Bunăstarea, confortul traielui și popularitatea celor răi este temporară. Viața da este plină de injustiții, cursurile de judecată sunt corupte, cei răi sunt celebri, sărăcia lumii și neomenia este revoltătoare, cruzimea omului este paralizantă. Nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții. Va veni o zi a îndreptării lor. Dar până atunci ne putem întreba și este normal să ne întrebăm, până atunci, până când Dumnezeu va îndrepta lucrurile strâmbe, nedrepte, există totuși un sens al suferinței? Și răspunsul este, desigur, suferința îți dezvoltă o perspectivă eternă. Viața aceasta este doar pasajul spre adevărata viață. Suferința de pe pământ strânește foame pentru ceruri. Apoi, Suferința poate conduce la pocăință, la îndreptare. Cum spunea C.S. Dumnezeu ne șoptește în plăceri, Dumnezeu ne vorbește în conștiință, dar ne strigă în dureri. Lucrurile care rănesc, instruiesc. Și un al treilea sens al suferinței, distruge credința falsă. Uitați-vă la experiența lui Iov. Suferința permisă asupra lui, L-a ajutat să-și decanteze credința, i-a cântărit loialitatea față de Dumnezeu. Așa că, până Dumnezeu va îndrepta lucrurile, înțelege că suferința, adversitățile au un rol de jucat în viața ta. Un al treilea răspuns primit de Asaf are de-a face cu statutul personal versetele 21 la 22. Când mi se amăra inima și eram străpuns în rărunchii mei, eram fără minte și nu știam nimic. Eram ca un animal înaintea ta. În alte cuvinte, Asaf se pocăiește și spune, chiar dacă m-am crezut mai bun decât cei pe care îi judecam, am înțeles că nu sunt, nu sunt decât un animal. Asaf a înțeles că nu era diferit în esență ci doar în măsură. Esența lui tot păcătoasă era, doar măsura păcatelor lui diferea. Asta a înțeles că nu era diferit în esență, ci doar în măsură de cei răi. Așa că bunăstarea, confortul traiului și popularitatea nu sunt date după meritele omului. Dumnezeu le dă cum vrea, ele sunt darul lui Dumnezeu. Pentru unii, bunăstarea, confortul, popularitatea sunt o chemare la pocăință. Și Pavel ne spune în roman, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Dumnezeu ne-or dă darurile acestea bune ca să îndemne omul la pocăință pentru alții este o răsplată a ascultării de Dumnezeu. Este darul lui și îl dă cui vrea și cum crede și știe că este mai bine. De cealaltă parte, lipsa acestora a bunăstării, a confortului, a popularității. Lipsa acestora este pentru unii un test al credinței și pentru alții o pedeapsă pentru răutate. Deci, Bunăstarea, confortul, popularitatea nu sunt meritul cuiva, sunt darul lui Dumnezeu și le dă după cum știe el că este mai bine. Și al patrulea răspuns al lui Asaf, o patra învățătură primită de Asaf are de-a face cu adversitățile inerente ale vieții. Ascultați-l cum își pune el încrederea. Versetele 23 la 26. Însă eu întotdeauna sunt cu tine, tu mă ții de mâna dreaptă, mă călăuzești cu sfatul tău și apoi mă vei lua în slavă. Pe cine am eu în ceruri în afară de tine? Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni, ci doar în tine. Și ascultați, carnea și inima pot să mi se prăpădească. Dar Dumnezeu este stânca inimii mele și partea mea de muștenire pe vecie. Lecția de viață? adversitățile de orice natură ar fi pot avea efecte benefice pentru viața și caracterul omului. Și când le înfrunți nedezlipit de Dumnezeu, vei avea parte de viață veșnică. Suferința nu este ireconciliabilă cu bunătatea lui Dumnezeu? Există și un rău bun. Este nevoie de o lume cu unei cazuri care sunt rele, pentru a face posibile cele mai fine virtuții ale vieții, care sunt bune. Există un rău care face bine. Dă omului o viață fără provocări sau fără dificultăți și degenerarea spirituală nu va întârzia să vină. Există un rău bun. După cum există și un bine rău acel bine de suprafață, care se conformează normelor lui Dumnezeu, însă din motivații rele. Faci fapte bune din interese egoiste. Vrei să impresionezi pe alții, vrei să ieși în evidență, vrei să avansezi în grade, în ierarhie. Există și un bine rău. Pentru că cu cât ești mai răsfățat în viață, tinzi să te delași tot mai tare există un rău bun și există și un bine rău. Până la urmă, Asaf a învățat că rău este tot ceea ce te îndepărtează de Dumnezeu și bine este tot ceea ce te apropie de Dumnezeu. Căci iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri, tu nimicești pe oricine curvește abătându-se de la tine. Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu. Asta este binele. Tot ceea ce te apropie de Dumnezeu. Am făcut din stăpânul Domn adăpostul meu și voi povesti toate lucrările tale. Dacă ar fi să concluzionăm psalmul 73, după această multitudine de lecții practice de viață, o concluzie generală a psalmului, ar putea fi următoarea. Psalmul vorbește despre o perplexitate, despre o nedumerire gravă din mintea lui Asaf, din viața lui Asaf. Concluzia ar putea fi următoarea. Perplexitatea nu are voie să ne ia prin surprindere. Să nu uităm că avem un Dumnezeu transcendent care ne-a spus de nenumărate ori și foarte clar că gândurile lui nu sunt gândurile noastre. Deseori căile Domnului sunt inscrutabile. Deci, să nu ne lăsăm surprinși sau revoltați sau prinși de invidie. Perplexitatea nu are voie să ne aprindă surprindere. Este normal să avem nedumeriri de toate felurile. Este normal să ne punem întrebări. Al doilea lucru, perplexitatea nu este păcat. Acest adevăr ar trebui să ne aducă mângâiere. Toți mari oameni al lui Dumnezeu și-au avut mintea și duhul agresate de nedumeriri. Perplexitatea în sine și de una singură nu este păcat? Dumnezeu știe că gândirea noastră finită și slăbită de păcat nu ne permite mai mult. Perplexitatea, deci, n-ar trebui să ne surprindă. Este normal să avem întrebări și nedumeriri. Perplexitatea, faptul că avem aceste nedumeriri și întrebări, nu este un păcat. Cu toții trăim această experiență. Dar al treilea lucru ne spune, perplexitatea nu trebuie tratată cu superficialitate. Trebuie strunită pentru că poate deschide ușa pentru ispită. De aceea nu ne lăsăm copleșiți de nedumerire, ci căutăm răspunsuri și susținere la oameni de încredere. Experiența lui Asaf poate fi experiența noastră. Când simți că o întrebare, o nedumerire, o perplexitate, o dezorientare maximă îți cuprinde inima, credința, caută răspunsuri, ia-ți ochii de pe problemă și mută spre Dumnezeu caută răspunsuri la el și la oamenii lui de încredere. Nu este o problemă ca ai nedumeriri. Nu este un păcat ca ai nedumeriri. Dar strunește -le, caută răspunsuri. Nu ne lăsa să-și facă lucrarea în tine. Nu cumva să ne folosim de perplexitate, de nedumerire a minții noastre ca să ne justificăm păcatele. Și să spunem, că dacă aceștia trăiesc așa și o duc bine, le urmez exemplul. Și așa nu înțeleg cum stau lucrurile cu Dumnezeul ăsta al meu. Te afli cumva într-o perioadă în care privirea ți este furată de binele celor răi? Sufletul îți este amărât și mintea confuză din pricina greutăților vieții? Credința ți este încercată și pașii dau să-ți alunece? Încerci să te agăți cu disperare de ceva și nu știi de ce? Simți cum aluneci înapoi în credința ta, în încrederea ta, în Dumnezeu? nu te lăsa doborât de vinovăția acestei nedumeriri perplexități. Frământarea ta nu este păcat, dar nici nu te complace în ea. Caută ajutor. Îndreaptă-ți ochii spre Dumnezeu. Caută ajutor la oamenii lui Dumnezeu, oameni de încredere. Și adu-ți aminte că da, bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată. Aceasta este concluzia lui Asaf, exprimată în versetul 1, detaliată în următoarele versete și finalizată în a doua parte a psalmului. Da, bun este Dumnezeu cu cei cu inima curată, bun însemnând tot ceea ce te apropie de Dumnezeu. Și Dumnezeu astfel de bine îngăduie peste tine chiar dacă din punctul tău de vedere s-ar putea să pară rău. Să nu uităm, există un rău bun. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos că ne putem identifica cu oamenii mari ai tăi. Îți mulțumim frumos că găsim îngăiere și învățătură în viața acestora. Îți mulțumim frumos pentru că ne-ai readus aminte că tu de fapt ești bun cu cei cu inima curată. Așa vrem să ne trăim viața înaintea ta cu inima curată. Să știm să ne ațintim privirile, să intrăm în locașul tău cel sfânt ca să găsim acolo mângâierea și echilibrul de care avem nevoie. Învață-ne, Doamne, când suntem în alunecare, Adune aminte să ne schimbăm perspectiva imediat. Adune aminte că ești bun cu cei cu inima curată. Și îți mulțumim pentru această bunătate și cu această încredere păi și mai departe și vrem să-ți aducem cinste prin viața noastră în săptămâna care urmează și până la capătul vieții. Te rugăm, ajută-ne în umblarea aceasta noastră. În numele Domnului Isus Hristos te rog. Amin. Vă spunem pe via lui în via lui.